Din cauza pandemiei și războiului pornit de Rusia, lanțul logistic a fost distorsionat. Companiile internaționale se mută mai aproape de Uniunea Europeană, iar statul trebuie să le convingă să se stabilească la noi, a declarat noul director al Agenției pentru Investiții, Marin Ciobanu, la conferința de lansare a săptămânii Moldova Business. Pentru a atrage investiții străine, trebuie să fim flexibili, mai ales că există o concurență regională puternică, constată funcționarul. Dacă un container înainte costa 2500 de dolari de livrat din China spre Europa, acum au fost timpuri când au ajuns și la 18.000 de dolari și noi în sensul ăsta simțim, fiindcă avem deja și careva solicitări a companiilor europene care doresc să se reamplaseze undeva mai aproape de hotarele Uniunii Europene, avem câteva companii concrete, deci trebuie să fim foarte flexibili. De obicei, companiile străine își externalizează serviciile în Republica Moldova. Peste 60% din investiții ajung anume în acest sector dominat de industria IT. Restul banilor sunt destinați industriei electronice, auto, textile, procesării agroalimentare. Mai nou, sectorul energiei alternative prezintă interes pentru firmele străine. Unele companii din Ucraina se mută la noi. Totuși, concurența e puternică. Evident că suntem într-o concurență acerbă. Avem în regiuni, nu doar noi avem facilități fiscale, dar inclusiv și țările din regiunea balcanică, din regiunea baltică, avem și concurența acerbă și cu țări care au o populație mult mai mare ca Republica Moldova, care poate să ofere un număr de angajați atât calificați cât și necalificați. În ultimii 3 ani, volumul investițiilor private constituie aproape 1 miliard de euro. 83% au venit din țările Uniunii Europene. Peste 283 de milioane de euro au fost reinvestite în Republica Moldova.